Bine v-am găsit, dragi prieteni, aici la un nou Road to Glory. De data aceasta o avem pe Schalke 04, care este o echipă puternică, bine zis, a fost o echipă puternică din Germania, o echipă dintr-un oraș de mineri, în mare parte, mi-aduce aminte de orașul meu natal, Baia Mare. Dar este o echipă care a reușit să câștige campionatul de 7 ori pe de-a lungul istoriei lor, cupa de 5 ori și chiar că a reușit să câștige Europa League, dar știți când a fost victoria aceasta în Europa League? În 1997 împotriva celor de la Inter Milano. Dumnezeule, aveam 2 ani pe atunci. Da, când aveam eu 2 ani și eram în scutecele, Schalke câștiga Europa League. Doamne ferne și facem o cruce. Ce mulți ani au trecut de atunci. Dar de atunci, într-adevăr, cum au trecut anii, am îmbătrânit echipa, nu mai e ceea ce a fost. Și hei, ne-am trezit într-o bună zi, chiar că au și retrogradat. Dar au reușit să promoveze înapoi în prima ligă. Dar din nou se află pe muche de cuțit, cu șanse, zic eu, mari de a retrograda din nou. Și am zis, nu se poate așa ceva. Țin minte cărir modurile mele de pe vremuri, că am făcut vreo 2-3 cu Schalke și a fost o distracție absolută, mai ales desigur cu când era încă în joc Lordul Zeu Tănase, știți bine faza, dacă nu, ei, rușinică. Dar într-adevăr, am zis nu se poate, nu vreau să mai văd această echipă că retrogradează, pentru că este o echipă care merită să rămână în Bundesliga, în prima ligă. Încă țin minte acele kituri cu Eon Gaz, bă, ce echipă frumoasă aveau, chiar și acum, nu de mult, când te gândești ce superstaruri aveau, dacă nu mai știți, rețin că era la ei superstarul acela, Harit, care acum este la OM, deci aveau și tineret, așa, de mare performanță, de mare viitor. Dar, da, totul a decăzut. Stăm și ne uităm mai acum peste primul 11, am decis să folosesc o formație cu 2 ST, având în vedere că în Germania mi s-a părut o idee bună și parcă aș vedea și pe Schalke jucând așa. Bun, deci este o echipă chiar decimată, echipă slabă cu... Mai degrabă decât să ne uităm așa, ne-am uitat la Squad Hub, pentru că o să vedeți că sunt mulți jucători în vârstă aici și dacă ne uităm aici după aici, vedem că ăsta are 37, 34, 33, 33, 32, 32, 31, 30, 30, 30, 30, 29, 28, 28, 27, 26 și așa mai departe. Într-adevăr, trebuie să facem o curățenie generală aici la Schalke, să aruncăm tot deadwood, cum s-ar zice, tot lemnul mort și să aducem cea fresh. Asta nu înseamnă desigur doar tineret, vom aduce jucători de calitate. Vom aduce, desigur, și tineret. Am pus și un scouter de ăsta la Youth Academy. Avem aici încă câțiva jucători la Youth Academy, care, desigur, o să ne uităm și o să vedem ce cum facem. Într-adevăr, nu o să mă concentrez foarte mult pe Youth Academy, având în vedere că data trecută am avut cărere în modul cu Ajax, unde doar asta am făcut. Dar, desigur, vom avea acolo, lângă, o bază de junior pe Germania, unde, na, știi cum zic, dacă apare 1, 2, 3 de ăștia interesanți, dar, da. Bun, cum ziceam, începem curățenia și de-abia aștept să facem treaba aici la Schalke și să câștigăm din nou Europa League-ul și după care Champions League-ul. A mai plecat încă unul, Simon, îți urăm mult noroc la Nottingham Forest, care ai prins o echipă forță. E bine cu fines, îmi place când te vând din jucători și văd acolo cum crește transfer budgetul nostru. Haideți să continuăm să vindem din jucători și să sperăm, desigur, că vom face un buget corect pentru a face o echipă corespunzătoare. Primul nostru transfer este Jolt Kalmar, sau Kalmar, exprimare acolo. Nota, într-adevăr, pentru că este free agent. Am mai avut încă câțiva jucători free agent care mi se păreau interesanți, dar până au terminat scouterii acolo de scouterit, deci cu ghilimele de rigoare, mulți și-au găsit deja echipă și am zis, hei, de ce nu, dacă a rămas asta free agent și ea este 74 overall, am zis că, bă, clar, ne poate ajuta acest om, de ce nu? Și ungur, Liga Germaniei, parcă funcționează așa ideea, nu? Ce vi se pare? Deja mă gândesc acolo la Leipzig cu portarul ăla, acela e ungurul. Și mai e și acel Orban. Oi, hai că e bine.
Ăsta poate fi un transfer foarte interesant, foarte tare, sau un transfer care să ne îngroape. Să sperăm că este prima variantă și că desigur îi vom rescrie numele în istorie acestui jucător, dar de data asta pe o parte pozitivă este desigur Karius! Bine ai venit, Karius, la Schalke, un jucător care știm cu toții, din păcate, a avut acel meci care pur și simplu i-a decimat cariera. Într-adevăr, încă a fost jucătorul celor de la Liverpool, a fost împrumutat prin Turcia, nu prea jucat, a fost împrumutat după care prin Germania, sper să nu greșesc, pe undeva prin la Union Berlin sau Hertha Berlin, ceva pe acolo, nu mai rețin să fiu sincer, și cumva a ajuns la Newcastle, unde desigur a jucat un meci după 2 ani fix în finala cupei, unde desigur a câștigat Manchester United. Dar totodată eu zic, băi, nu se poate, a fost și el o perioadă, o zi grea, se întâmplă tuturor, vreau să-l aduc, chiar mi-am dorit un career mode undeva unde să-l aduc pe Karius înapoi și să jucăm cu el și, hei, cine știe, poate chiar să evolueze 2-3 puncte și după care să facă un transfer mișto pe undeva, știi, înapoi să-și restarteze așa cariera, ar fi un lucru frumos și mi-ar place foarte mult și am zis, bă, știi ce, hai, acum aici al Schalke este momentul, să sperăm că este momentul potrivit și pentru el, dar și pentru noi. Dar totodată știți ce moment ar fi, un moment potrivit să dai click chiar acum pe acel buton de like, dacă n-ai făcut-o încă, vă mulțumesc foarte mult de susținerea acordată acestei serii și desigur sperăm că vom continua cât mai bine, cât mai departe, cu cât mai multe like-uri. Strângem 150 de like-uri, zic că se poate, haideți, vă rog frumos, click, click, click. Uite-l aici și pe Kivior, un jucător foarte interesant care cumva a ajuns la Arsenal. Să sperăm că va și juca acolo sau cel puțin că Arsenal vor împrumuta și că e păcat de acest tânăr jucător care l-am văzut cum joacă în seria, parcă la Spezia, un jucător care a atras atenția multor echipe și uite că Arsenal a fost mai rapidă și l-a achiziționat. Un tânăr polonez CB de 22 de ani care zic eu că are un potențial destul de interesant chiar și în realitate. Chiar sunt curios cum se va descurca la Arsenal, nu prea cred că va juca, că totuși are nevoie așa de loan, știi, de acumulare, de experiență și așa mai departe. Și, hei, mie mi s-a părut că ar fi o achiziție perfectă, ideală aici pentru Schalke. Nu e nici prea scump, e și tânăr, mai evoluează, e și polonez și, uite, deja doi jucători noi în primul 11, Kivior și Karius. Acum să vedem mai departe, mi-ar trebui poate un alt jucător pe CM, am încercat pe Larsson și pe ăștia să-i reprofilez pe CM, dar ce surpriză, nu vor. Așa că, da, mai avem un picuț de lucru, mai trebuie și un RB, să vedem cu atacul, dacă rămânem așa, totuși pe Polter, da, de reușim să-l vindem că e bătrân și să mai aducem alt atacant și aia e. Și avem un nou super atac de la Dinamo Zagreb, este Petković, a venit aici pe o sumă superbă, zic eu, o sumă corectă de 6 milioane, care practic este și valoarea sa pe piață, așa că super, 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 avem și un super atacant acum în care parcă m-am încredere, am mai mult încredere decât în Polter, aia este clar. Hai că tot îl punem în primul 11 pe Petković. Bine ai venit, bro, ia uite ce frumoase stats-uri așa la 6 milioane. Super! Într-adevăr aveam alte idei, mă gândeam chiar la bătrânul Mitrović, dar apoi am zis că ăștia vor 20 de milioane pe el și am zis, aoleu, știi, mi-ar fi plăcut să-l aduc pe Mitrović. El era așa în mare plan, dar 20 de milioane pe un atacant nu mi se pare realist că ar face Schalke. Asta este oficial cel mai forță, cel mai important transfer al nostru aici la Schalke, este desigur Timber, un mijlocaș foarte interesant, cu un potențial, zic eu, imens, chiar și în realitate. Și, desigur, hai să vedem cât de bine se va descurca și aici la Schalke. Într-adevăr, este totuși 74 overall, deci nu vă așteptați că e ceva, wow, nebunie curată, dar clar ne va ajuta foarte, foarte mult acolo pe pozițiile astea, pe poziția asta de câmp unde avem. Ați văzut, mare, mare nevoie de el. Bine venit, Timber! Foarte bine, uite, deja echipa așa ușor, ușor se conturează.
Și va trebui să fiu totuși atent și pe banca de rezerve, tot timpul omit câteodată așa banca de rezerve și vedeți că este foarte important să ai o bancă puternică de rezerve. Așa, adică facem așa din mare să mă orientez așa după ei, deci să vedem LB, RB, să zicem ăsta, CB, așa, avem 2 CB. Ok, cam, ST, poate mi-ar mai trebui un CM de rezervă. Și pe ăsta nu l-am putut reprofila ca și CM, chiar dacă scrie acolo că ar putea fi CM, dar na, clasic FIFA, din cam în CM zici că e ceva interzis, cea tabu, nu se întâmplă, nici nu vorbim de așa ceva. Ia să vedem, avem aici un meci împotriva celor de la Wolfsburg, cred că ne vor da cu terenul în cap, dar ei, hai să vedem cum ne dau cu terenul în cap. 3-1, am avut dreptate și avem și noi un gol de către Salazar. Și ultimul nostru transfer este Kjærgaard, un tânăr mijlocaș CM, am zis că am nevoie totuși de un CM de rezervă și am reușit desigur să-l dau pe Tobias Mohr la schimb plus 150.000 de euro, un chilipir, a zice eu, pentru un CM care clar ne va evolua, îmi pare cunoscut numele lui și da, e bine, mai ales că acel Kjærgaard care l-am dat orice poziție, nu, n-ar fi vrut, știi, să schimbe poziționarea. Deci, din atât, e bine să avem și un câmp acolo de rezervă, cu un nume, de-ar putea fi o parolă de Wi-Fi și, hei, suntem pregătiți să vedem cum ne vom descurca în primul sezon. În primul sezon mi-aș pune o țintă de vis, ar fi să fim în grupele Conference League. Mă rog, să țintim poziție de conferință, vreau să spun, dar cred că realistic ar fi mid-table, având în vedere că de-abia ce am promovat, așa zis, cu echipa aceasta. Ținta noastră este să rămânem în prima ligă, să nu retrogradăm, dar este o șansă și să retrogradăm, deci de asta face și că în modul mult mai frumos și mai realistic. Și desigur să vedem și jucătorii cum vor evolua, ce transferuri vom mai face. Chiar sunt foarte curios cum ne vom descurca în acest cremă cu Schalke. Dar desigur, dacă ați uitat sau n-ați fost pe fază, antrenorul nostru este nimeni altul decât Ten Hag. Omul acesta va fi desigur omul nostru care va ajuta-o pe Schalke să o pun așa înapoi pe șine și să facem treabă bună. Ok, hai să vedem. Așa, ultimele 2 ore, n-a mai venit nicio ofertă de transfer, deci nu este nicio problemă. Acum să vedem cum ne vom descurca în acest sezon de Bundesliga. Doamne ajută! Ok, n-am retrogradat, dar nici n-am fost foarte departe. Vedem aici, avem 36 de puncte. Echipele care vor retrograda sunt Augsburg și Werder Bremen. Freiburg va juca la baraj să se salveze. Noi aici așa, aproape, un pic mai sus, pe locul 13. Se pare că 13 ne-a purtat, să zic, noroc de data aceasta. Și ia uite, 9 victorii, 9 egaluri, 16 meciuri cu înfrângere, Dumnezeule. A bine, nici nu mă așteptam, o echipă nouă promovată cu transferuri, aș zice, semi-realiste în primul sezon să rupă norii. Și ce ziceam eu cu Conference League era așa, vis, știi, adică bă, dacă ce-am visat, obiectiv de ăla, așa, știi, să ne motivăm. Dar da, ia uite, Leverkusen la egalitate de puncte cu Bayern, 72 de puncte și totuși tot Bayern câștigă campionatul pentru golaveraj. Dar sub ei, ia uite, a fost o luptă strânsă de data asta în Bundesliga, Dortmund și Leipzig ambele cu 70 de puncte. Fantastic, bro! Wow! Ok, hai să vedem în campionat cum s-au descurcat jucătorii. Dacă avem și noi un jucător aici pe undeva la top scorer și ceva. Da, ia uite, 15 goluri în 31 de meciuri, Petkovic. Bine, bro! Bine, bro! Și acolo mai jos, Bülter. Foarte bine, 14 goluri. Pune-ne, mă! Ia uite că avem jucători aici la top scorers. La assisturi. Timber, ia uite, 8 asisturi pentru mijlocașul nostru, chiar și ia uite Petkovic acolo cu asisturile. Ha, ce tare! Hai să vedem, îl vedem pe undeva pe Karius. Wow, acolo jos de tot, doar 3 meciuri fără gol primit în 28 de meciuri. Deci în 28 de meciuri, nice. Not. Bun, hai să vedem Squad Hub. Îl vedem aici pe Karius, care n-a evoluat, n-a involuat,
Dar da, 28 de meciuri, deci 28 de apariții, cum dracu juca și ăsta lol. 28 de meciuri în care doar 3 fără gol primit. Deci Karius, auci, nu e bună, bro. Hai să zicem că e primul tău sezon de acomodare, ok? Hai că poate îți mai dăm un sezon, nu știu, dar n-ai început cu dreptă, dacă știi cum zic. Dar într-adevăr și echipa noastră nu este tare genială. Hai să nu fim hateri. Bun. Mergem mai departe la acest olandez care, uite, foarte bine, evoluție de plus 3 acolo pe LB de 26 de ani. Bravo, bro! Super! Ce mai avem pe aici? Ăsta nu contează. Așa, Kivior, venit de la Arsenal, evoluție de plus 3, 75 overall. Bine, bro, bravo, îmi place. Bravo. Mergem mai departe la Matriaciani, care sună mai mult a italienește decât a... spre Hânzii Doice. Da, într-adevăr, l-am făcut din râb, câb și văd că ai aprins bine, evoluție de plus 4, 72 overall și pentru omul nostru, bines. Avem aici ăsta care o strască să-l vină la 31 de ani, ăsta nu contează, ăsta iarăși nu contează, ar trebui să-i dau un loan. Ok, îl vedem aici pe jucătorul nostru pe RB, evoluție de plus 3, 70 overall, foarte bine, tânăr, german, tot. Îl vedem aici și pe Brunner, ia uite, evoluție de plus 1, 75 overall și pentru el. Aici e bine, aveam speranțe mari pe ăsta să evolueze și mai mult de atât, dar tot e bine. Îl vedem pe Kral, CDM din Cehia, ia uite, plus 2, e bine. Avem aici și jucători de ăștia împrumutați, care uite și el vlog binișor. Ăla e omul nostru, cel mai important jucător al echipei, zic eu, Timber, aici evoluție de plus 3, acolo pe mijloc, 77 overall, bravo bro. Zalazar, e și el așa un plus 2, e bine, 75 overall și el, ăsta doar un plus 1, nu cred că a prea jucat. Ăștia cum se descurcă? Destul de bine și ei. Ăsta, clar, o să trească să-i dau loan, ăsta poate îl vând, să fac rost niște bani sau pe Kalmar, imediat o să vedem că văd că fiecare a avut o evoluție de plus 1, să vedem exact cum se descurc la stats-uri, știi, ca și goluri și assist-uri și toate cele. Ok, ăsta pleacă la Portland Timber, cred că a expirat contractul, dar ce în pas, oricum nu era mare valoare. Polter, tot transferist la 32 de ani, începe să involueze. Îl vedem pe ăsta, ia uite, ca rezervă, e jucat bine, uite, plus 3, e forță. Aici e omul nostru, goalgetterul nostru, Petkovic, vezi ce bine l-am transferat. Evoluție de plus 1, 76 overall. Și aici este Bulter, camaradul său în atac, care a fost LM, eu l-am reprofilat pe ST și, hei, ce bine am făcut. Dar acum să vedem, golgheterul absolut al nostru este Bülter, cu 15 goluri, dar legate de goluri este și Petkovic, tot 15 goluri, bravo bă băieți, ia uite, când vezi că ai doi atacanți și amă, doi au 15 goluri fiecare, știi că faci bine, dar când stai și totuși te uiți la CDM-ul tău, că este pe locul 3, ci CDM-ul cu 6 goluri, stai și zici, interesant. Dar ia uite, aici vorbind de cam, este și Kalmar cu 6 goluri în 27 de apariții. Poltre, ia uite, și el a jucat 14 meciuri, 3 goluri și așa mai departe. Hai să vedem la asisturi. La asisturi, Timber este numărul 1 cu 8 asisturi, urmat de Petkovic cu 6, Kalmar cu 4, Bulter și așa mai departe. Deci ok, Kalmar cât de cât a mișcat acolo cea pe teren. Bă, chiar am uitat să mă mai uit, frate, la juniori, bă, nene, mă, numai 3 am. Aoleu, și ăștia varză, uite ce overall au. Dar asta e interesant. Și l-am pus pe câmă și văd că s-a terminat. Câmă, hai, promotor senior. Bine, să avem măcar un junior aici. Ok, dar am cam uitat. Am început la început și după care am zis de aici, dă-l încolo, simulez tot sezonul, știi, că în milene să mai stau după cât am lucrat acolo la Ajax. Cu stop, cu stai să văd, stai să așa. Oh, boy. Într-adevăr, doar că mi-a uitat ce mijloc așa interesant avem. 7-6 overall. Deja, băi, nene, Michael a jucat titular, doar că și Salazar și Timber se află mai bine decât el și pe CDM, da, iarăși Kral e mai bun. Ok, e bine măcar că avem un câm acolo de rezervă și neamț. Deci este bine. E bine, cu fines, primul nostru sezon cu Schalke, măcar n-am retrogradat, aveam emoții și echipa ușor-ușor se conturează.
chiar sper ca în sezonul viitor să țintim și cred că aia să fie și ținta noastră și ajungem măcar în Conference League, dar desigur lăsăm totul în mâna sorții ca jocul să decidă dacă jucătorii sunt destul de buni să ajungă acolo sau cine știe, poate și mai bine de atât. Dar cam atât pentru acest episod minunat cu Schalke. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați citat până în momentul acesta. Dacă nu, hei, măcar te uiți la final, nu? Adică mă auzi, mă vezi. Nu știu de ce am zis asta, dar mă rog, într-adevăr, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea cu dată mare celor care deja ați dat click pe acel buton de like, dar hei, nu este prea târziu, poți da chiar acum un click. Și ne auzim pe data viitoare, numai bine, pa, pa!